Ieri s-au afișat rezultatele finale după soluționarea contestațiilor la proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor didactice, catedrelor vacante sau rezervate din învățământul preuniversitar. Din cei 427 de candidați care au fost notați, un număr de 72 au depus contestații. În urma reevaluării, la 47 de lucrări nu s-a modificat nota, la 16 lucrări a fost mărită nota, iar la 9 lucrări s-a micșorat nota. Procentul final de promovabilitate la nivelul județului Satu Mare este de aproape 80%. Candidații care au obținut nota minimum 7 atât la proba scrisă cât și la proba practică se pot titulariza în condițiile în care vor fi repartizați pe posturi publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, iar candidații care au obținut nota minimum 5 atât la proba scrisă cât și la proba practică pot fi repartizați pentru suplinire în anul școlar 2014-2015 la ședințele publice din 4 și 5 august.